18 și 33 de minute fierbinte aici la RMT, fix până la ora 19, alături de mine, Cătălina Cucu. Și să știi că deși mâine, abia mâine, 27 august, când celebrăm 24 de ani de independență, există un eveniment care și-a propus așa un pic să o ia înainte. Este vorba de cea de-a patra ediție a acțiunii Independență pe bicicletă, iar în continuare vorbim prin legătură telefonică chiar cu inițiatorul acestui eveniment. Este vorba de Vasile Fătescu, căruia spune bună seara chiar în acest moment. Bună, Vasile! Da, bună seara, Cătălina! Știu că voi, practic, sunteți pe drum, acum oarecum te-am oprit, dar ai staționat, da, nițe? Da, așa este. Suntem pe traseul Ocnița, municipiul Bălți, și cred că în jumătate de oră ajungem la municipiul Bălți. Acolo o să staționați până mâine, da? Da, acolo suntem cazați în Universitatea de Curs din Bălți și mâine, la ora 11, felicităm municipiul Bălți cu independența Republicii Moldova, spunem la tot spațiul de nord la mulți ani Republica Moldova și pornim spre Chișinău. Bun, dar ăsta de fapt este scopul vostru primordial acestei acțiuni, da, sau aveți și unul alt? Aceasta este a patra ediție, Independența pe bicicletă, scopul de a promova și a aduce aminte încă o dată cetățenilor Republicii Moldova ce a fost semnat în anul 1991. Și respectiv să spunem la mulți ani la toți prietenii, cetățenii Republicii Moldova, oaspeții care vin de ziua Independenței Republicii Moldova în țară. Față de ceilalți ani, spune-mi, te rog, Vasile, dacă în acest an numărul participanților pe două roți s-a mărit sau din contra s-a micșorat? Da, este în creștere, deci cu 7 persoane mai mult decât anul trecut, deci suntem 32 de oameni, 32 de cicliști, bine înarmați, echipați și foarte dornici să parcurgă și a doilea traseu deja Bălți-Chișinău. Care e vârsta medie a participanților? Deci vreau să vă zic, la Giurgiulești, traseul de anul trecut, Giurgiulești-Chișinău, au avut participant de 16 ani și cel mai în vârstă a fost de 68 de ani. Anul acesta cel mai tânăr are 14 ani și cel mai în vârstă are 52. Mulțumesc! Deci, da, deci, sunt diferite vârste. Media, deci ați văzut-o și voi, este frumos. Și cel mai tânăr și cel mai în vârstă se aliniază pentru a face un traseu frumos și a spune la mulți ani Republica Moldova. Cum se comportă cu voi ceilalți participanți la trafic? Și aici mă refer în primul rând la șoferii de autovehicule. Da, eu în primul rând vreau să mulțumesc departamentului de poliția de patrulare și cei de la salvare, deci 903, pentru că sunt cu noi pe traseu și ne-au ghidat tot drumul, au avut grijă de noi ca să fie tot ok. Dacă mă întrebai de ce fac ceilalți participanți, claxonează, scot mâinile și ne salută, ne arată semnul victoriei, ne arată semnul bravo, adică e foarte frumos și sunt foarte receptivi la apelurile noastre. Noi mergem cu drapelul mare, tricolor, drapelul de stat al Republicii Moldova, pe tot traseul. Departe, că noi venim. Înseamnă că până acum nu ați avut parte de incidente? Nu, absolut. Nici într-un an noi n-am avut incidente. Se mai sparge o roată, se mai schimbă ceva unde un defect la bicicleta, dar astea sunt momente care repede se rezolvă. Dar spune-mi, te rog, Vasile, dacă se întâmplă, da, uite cum ai zis tu, un incident din ăsta cu bicicleta unui participant, da, cum face? Vă opriți toți sau se oprește doar el? Toți se opresc, pentru că și toți îl ajută repede să-și rezolve întrebarea. În primul rând, toți cei care s-au pornit au câte două sau chiar trei, unii au rost de rezervă, deci camere de rezervă. Mai am o întrebare. La această oră, deja cam de câte ore sunteți voi pe traseu? Noi suntem astăzi de la ora 9 porniți din Ocnița și respectiv cred că în 20 de minute ajungem în municipiul Bălți. Da, la prânz v-ați oprit? Ați luat masa undeva? Da, la Edinița ne-am oprit, am luat masa.